Aproximativ o lună au avut la dispoziție crescătorii de bovine să solicite ajutor financiar de la stat. Pentru a primi acești bani, fermierii au trebuit să depună o cerere la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură Olt. La nivelul județului au fost înregistrate sute de solicitări, atât pentru efectivul de animale, cât și pentru laptele comercializat. S-a încheiat perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19. La nivelul centrului județean Olta Lapia au fost depuse un număr de 854 de cereri pentru 10.675 de animale și 403,6 tone de lapte. Conform legislației în vigoare, după etapa de primire a cererilor, în vederea stabilirii eligibilității acestora, APIA realizează controle administrative pentru un procent de 100% din cererile depuse. Banii vor intra în contul beneficiarilor până la sfârșitul anului, spun reprezentanții instituției. Cuantumul pe cap de animal se va calcula prin raportarea plafonului alocat la numărul total de bovine eligibile, iar pentru cantitatea de lapte se va calcula prin raportarea plafonului alocat pentru această cantitate la cantitatea de lapte eligibilă. Plata ajutorului de stat se va efectua până la data de 31 decembrie 2021. Plafonul alocat pentru acest ajutor financiar este de peste 225 de milioane de lei.